Bună ziua, pentru început spuneți-mi numele și prenumele dumneavoastră. Ciobejică. Și ați lucrat? La zona de... În perioada? În perioada care sunt în preaviz 20 de zile. M-a găsit fără cască pe jeț și a spus așa în felul următor. În momentul de față că nu ai casca în cap, pui și o zlopată, te duci acasă și vii cu lichidarea la firmă. Dar de ce? Dar de ce nu ați avut casca în cap? Nu vi s-a oferit? N-ați vrut să o purtați dumneavoastră? Am avut casca oferită, dar eu dimineața am avut-o lăsată, de cu seara am avut-o lăsată în bază și n-am mai găsit-o dimineața să o iau în cap. Și pe care i-au prins pe toți, pe Petrila, i-au prins pe toți fără cască și a venit să s-a descărcat pe mine, pe jet. Să înțeleg că mai multe persoane au fost prinse că nu aveau casca în cap. Da, și a venit și s-a descărcat pe mine. Și numai dumneavoastră a spus dat afară. Da, și pe mine am fost dat afară. Care m-a băgat în preaviz 20 de zile. Am astfel aici. Arătați-ne și nou preavizul. Nimeni. Numai că preavizul nu numai scrie pe etichetă. Preavizul mi-l dă când închei, la sfârșit de lună. Preavizul. Deci scrie aici. Dar cât ați lucrat la ei ca perioadă? Să vin. Da. Dar cât ați lucrat la ei? Acum, luna viitoare, mi-e expiră contractul, fac 2 ani. 2 ani de zile. Da, muncitor necalificat. Câte persoane se află în situația dumneavoastră? Nu știu dacă mai sunt, dar au mai fost persoane care au fost în situația asta și au plecat și au căutat loc de muncă. Care au fost motivele? Păi, motivele nu știu. Atât pe mine m-a dat afară din cauza căștii. Și odată m-a jignit pe lone, m-a făcut prost, tâmpit, după ce am aruncat un bolovan lângă căminul de apă. Dar la Petrila ce lucrări se execută acum? Păi, la Petrila e canalizare și apă potabilă. Și în Lonea? În Lonea de apă. Am înțeles. Dar motivul care? Pentru motivul că dumneavoastră n-ați... Pentru că n-am avut casca în cap pe zona Jieț. Când ați plecat de la muncă, v-ați predat sculele, casca, tot echipamentul. Când ați venit a doua zi la muncă, nu le-ați mai găsit. Nu le-am predat. Le-am lăsat în bază. Unde se lasă scule, căști. Și dimineața când am venit la muncă, n-am mai găsit. Adică n-ați plecat cu ele acasă, le-ați lăsat la muncă. Da, le-am lăsat la muncă, n-am plecat cu ele acasă, că n-avem voie să plecăm cu ele acasă. Și când ați venit a doua zi, fiind... Da, n-am mai găsit-o. Astăzi? Nu astăzi. Când am venit la începutul lunii. Mai știți data? Nu mai știu data, exact. Așa, și ce vi s-a spus atunci? Atunci când m-a găsit fără cască, pe Lonia mi-a spus așa în felul următor. Că unde ți-i casca? Domnul Aron, zic, nu am, n-am mai găsit-o dimineață și n-am apucat să o iau. Zic, n-am mai găsit, zice, bă, m-am tot săturat să stau cu gura pe voi să purtați căști. În momentul de față lași lopata jos sau iei și o predai și te duci acasă și vii cu lichidarea la firmă, la birou. Așa mi-a spus. Bun, dar dumneavoastră mi-ați spus mai devreme că au fost mai multe persoane în situația... Mai multe persoane în Petrila, a venit pe Jieț, că așa am primit informație, pe Jieț, a venit nervos pe Jieț, de acolo a venit nervos de pe Petrila, că i-au găsit pe tot mai mulți fără cască și a venit și s-a descărcat pe mine. Deci asta a fost motivul. Și mai mulți, aia ce înseamnă? Erau, cred că, vreo 5-6 persoane lângă noi. Nu știu câte persoane. Da, erau mai multe. Și am înțeles. Din cele 5-6 persoane, să presupunem, doar pe dumneavoastră v-a trimis acasă. Da, m-a trimis acasă, care eu am banca de plătit rată lunară, care am 3 copii, am o soție bolnavă, o țin în spate, care și ai cu spondeloza și cu inima, și eu întrețin familia. Și nu... putea tocmai ce acum, în momentul ăsta, să mă dea afară. Ce veți face mai departe? Ați înștiințat banca sau... N-am înștiințat banca, că acum urmează... La ITM v-ați dus să vedeți ce? Nu m-am dus, că nu mă ajută nimeni. Păi de ce spuneți că nu vă ajută nimeni? Păi ați încercat? La cine să mă duc? Ați făcut vreo sesizare la ITM? N-am făcut până nu închei, că zice cineva, mi-a zis că până nu închei acele 20 de zile preaviz și îmi dă preavizul, atunci să mă duc la ITM. Ați făcut o contestație pe instanță? N-am făcut niciunde. Păi și veți face vreuna dintre... Păi o să fac. Aș vrea să fac, să dau în judecată. Ce salar aveați? 28-29. Când 28, când 29. Erați mulțumit de... Era mulțumit, da. Condiții? Condiții, era condiții, tot. De lucru. Păi și nu vi se pare ciudat, din 5-6 persoane, doar dumneavoastră să fiți dat acolo? Păi da, asta stau și mă gândesc. Eu zic că trebuia dați afară toți sau niciunul? Nu înțeleg. Deci eu cred că trebuia dați afară ori toți cei 6 care au fost prinși, ori pe niciunul. Ori dacă nu era obligat că scria în contract, că dacă nu ne purtarea căștii, să ne sancționeze la salariu. Și atunci înțelegeam și o purtam mai departe casca, că i-am spus, domnule, mâine o să o iau în cap. Zic, acum n-am găsit-o, n-am. Și el a zis că nu le interesează, că s-a săturat tot să ne spună
să spună cu gura mare, purtați căști, purtați căști în cap. Bun, și spuneți că ați lucrat la zona D, ce are sediu în Petroșani. Da, ce are sediu în Petroșani. Așa. Cu privire la domnul Aron, cum s-a purtat în perioada asta cu dumneavoastră cât și cu colegii? Cu mine sau cu colegii nu știu cum s-a purtat, că noi am fost împrăștiați. Nu știu cum s-a purtat, dar cu mine s-a comportat foarte urât ultima perioadă. Deci, Păi bine, dar nu vă cheamă cumva, un nume, un prenume. Păi, dar el știa cum mă cheamă doar, că e de la oi. M-a angajat, nu? Da. Și când am vorbit cu soția și am sunat-o la telefon cu, cu doamna, cu doamna directoare, că soția dumnealui, doamna directoare, doamna Agneta Livon. Când am vorbit cu dumneavoastră la telefon, a spus că cum o cheamă pe soția dânsului? Doamna Agneta Lihoacă. Am înțeles. Soția domnului Aron. Da, e soția lui domnul Aron. A spus către mine, pe ce să-ți fac dacă nu te-ai gândit că n-ai avut copii? Doamna Agneta, am și eu 3 copii, am și eu banca asta, tocmai acum pentru o cască mă dați afară, că eu când mi-am bătut gura să purtați cască, nu te-ai gândit că ai 3 copii. Așa mi-a spus. Ce veți face acum? Ce îi veți spune soției? Ce le veți spune copiilor? Ce le veți spune pe masă? Păi le pun și eu ce pot, domnule. Ce îmi dă Dumnezeu și mai concret, ce veți face? Niște cartofi, mai muncesc cu ziua până îmi găsesc un loc de muncă, că e foarte greu cu 3 copii. Nevastă mea e bolnavă cu inima. Cred că aveți chirie sau impozit, banca a spus. Dacă vă spun cât impozit am pe numele ei, pe casă, că ea e apartamentul. Pe casă nu vă vine să credeți. Am 80 și ceva de milioane la impozit. Și acum mi-a făcut oprire pe card, că am avut o amendă veche, mai de mult. Tot așa un conflict. Și mi-a făcut oprire pe card. Și acum au trebuit să stau să-mi deblocheze cardul ca să plătesc amendă. Și va debloca cardul acum? Da. Mi-a deblocat cardul, mi-a dat drumul. Dar acum să înțeleg firma. Că v-a intrat salariul pe card. Da, acum mi-a intrat salariul. Din urmă, că e cu o lună în urmă. Deci eu mai depind și de luna viitoare și de alaltă lună, cu tot cu aviz. Pe ultima lună o să mai depind câteva zile. După aia puteți măcar să intrați în șomaj, vă puteți băga șomajul. Păi el mi-a spus că dacă vreau șomaj, dar eu ce să fac cu șomajul? Păi 6 milioane, domnule, și eu am rata 6 milioane. Păi în perioada respectivă veți găsi un loc de muncă. Păi am zis că când sau îi veți da în judecată să vă dea o explicație în instanță de ce ați fost dat afară. Da, păi ar trebui să dea o explicație. Eu cred că dacă n-ați avut casca în cap, nu era motivul de a fi dat afară. Nu, pur și simplu se putea. Era motivul să-i sancționa la salariu. Domnule, n-ai purtat o lună, două. Doar pe jeți nu sunt nici blocuri. Cunoaște nici situații în care au mai fost alte persoane să nu fi purtat casca și să fi fost sancționat la salar? Da. Deci se poate. Da, se poate. Pe deci niciodată au fost sancționat majoritatea. Deci la salar. Majoritatea au fost sancționați la salarul pentru cască. Și ceea ce vi s-a întâmplat dumneavoastră acum de când lucrați la zona D, de 2 ani de zile a spus că lucrați la zona D, niciodată nu s-a întâmplat din prima să fie dat afară. M-a sancționat la salariu. Am deci înțeles. Am fost sancționat la salariu. Dacă aveți ceva să mai completați? Deocamdată nu mai am spus, decât atât vreau să fie dreptate și să-mi spună și el mie de ce m-a dat afară în perioada asta. Pentru că eu de tăiat cu mașina am tăiat pe jeț, unii m-au pus, am muncit, n-am comentat, când m-au jignit n-am comentat, n-am zis nimic. Ați fost holoanger sau calificat? Nu, deci cum s-a spune, necalificat. Necalificat, da, holoanger. Nu holoanger, deci să ia necalificat. Necalificat. Cu privire la absențe, la... Absențe, nu, dacă am avea o problemă... Abateri. Abateri. N-ați avut abateri. O singură abateri, că... O singură abatere m-am bătut aici pe asta. Dar erați în timpul serviciului? Da, mi-am bătut. Atâta și-a venit poliția și a venit și doamna și atâta, dar în rest nu. În rest n-am avut. Vă mulțumesc. Mai spuneți-mi o dată numele și prenumele și la ce firmă ați lucrat. Ciopei Gică, la zona de... Vă mulțumesc.